Această structură va prelua tot ce înseamnă cereri pentru obținerea de avize și autorizații de la instituțiile din județ, avize necesare depunerii și implementării unui proiect european. Astfel se vor reduce costurile potențialilor beneficiari în vederea obținerii de avize, timpul de așteptare până la emiterea unui aviz sau timpii dintre avize, birocrația la nivelul instituțiilor implicate în procesul de emitere a avizelor și autorizațiilor necesare depunerii proiectelor europene. Prefectul va stabili modul în care va funcționa ghișeul unic într-o întâlnire cu conducerea celor 16 instituții argeșene, care eliberează astfel de avize și autorizații necesare în completarea cererii de finanțare. Suntem în plin proces de a implementa acest ghișeu unic. Vreau să vă spun că acest ghișeu unic, evident, nu se face ușor, nu se construiește ușor. Trebuie să stabilim foarte clar cum lucrăm, ce proceduri de lucru avem, cum vom elibera aceste autorizații. Deja se lucrează, avem un grup de lucru pe această temă. Vreau să vă spun că am primit și avem tot sprijinul Consiliului Județean, compartimentul tehnic din Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean se află alături de noi în acest proiect, pentru că și dumnealor dau destul de multe avize și autorizații pe zona respectivă. Deja acest colectiv de lucru lucrează. Am avut o primă întâlnire cu directorii și cu cei care responsabili care vor fi în acest proiect, în aceste săptămâni, săptămâna aceasta și cealaltă, urmând ca acest grup de lucru să stabilească foarte clar cum funcționează, ce avize și ce... Și știți foarte bine că sunt foarte multe avize care se vor da în acest ghișeu unic. Acest ghișeu va funcționa în cadrul instituției prefectului, în compartimentul relații cu publicul. La avem acolo două birouri, dar sigur v-am spus, gândirea o vom face și ca astfel încât de la 1 ianuarie să putem să funcționăm.